Dacă prin limitarea alianțată. cererii și controlul banilor, pur și simplu limitezi Da. creșterea inflației, nu? Da. Și acum, Așa. gândește la următorul lucru, da? Să iei cash și să-i arzi, da? E cam greu. Așa. Da? Dar niște bani care sunt pur electronici, pe care poți să decizi când și cum să-i cheltui tu ca stat, fiind să decizi anumite persoane până la ce moment au voie să-l cheltuie, după care expiră, de exemplu, da? Că o teorie de asta a mai fost și am mai Ăștia auzit-o nu, vorbită, ăștia știi, nu cu mai banii care sunt, au o dată de expirare, care își pierd valoare. ăștia nu mai sunt bani simpli. Chiar dacă și ăștia electronici care umblă acum sunt bani simpli, ăștia ar fi bani smart, ar avea opțiuni. Îi pornești, îi oprești, le dai termene, le pui Și nici condiționalități. măcar, Le-ar fi tot. poți să dai cu manta. Deci tu Îmi zici că place mie să spun. Poți să presupui, deci primul pas, da, este să restrângi folosirea cash-ului, da? Să restrângi extragerile de sau să bani, interzici folosirea cash-ului. convertirea de bani în cash. Hai Până să la nu zicem că urmă, interzici, că e foarte, așa, sună foarte ominos, iliberal. știi, și greu, greu de acceptat, știi? Dar, domne, cash-ul nu e practic, îl restrângem pentru că se face evaziune fiscală în cash Și și noi vrem terorism. să fie bine și terorism, da, exact, corect, mulțumesc. Așa, droguri, trafic de persoane, chestii de genul ăsta. Și atunci acordăm facilități pentru toată lumea, da, să găsești un POS peste tot, tu doar să dai cu cardul și s-a terminat. Peste tot, în cât mai multe locuri, da, ca să nu mai ai nevoie de cash. Ok. Bun. Și după aia, punctul 2, poți să spui așa. Nu-mi place de fața ta. Îți refuzăm Ce serviciile. cumva e Ești cu conspirații cu pe, am zis că e așa. Te trecem pe o listă a persoanelor suspectate de terorism și cerem tuturor băncilor să-ți înghețe fondurile. Ce s-a întâmplat cu banii? a dispărut. Au dispărut. A ars. N-au ars, dar s-au dezintegrat. A crescut Deci valoarea a celorlalți scăzut bani. moneda, masa monetară, mă rog, nu? Exact. Ai crescut puterea de cumpărare pe cine? Deci avem o soluție. Putem să scăpăm dacă ne supunem complet. Nu, Dar le-ai și luat că și dacă, suprimarea. deci nu, și spui nu, că zici ok, ne supunem complet și atunci scăpăm, da? Foarte Doare. bine. Numai departe de 2000, cât? 2014, 2015, în Cipru, na? Așa Ras se fe. 10% din toate depozitele Nu e bancare care erau, nu e așa se știi? fe. Gândește că noi am avut carantina, că ce arest la domiciliu, ce. Da, în Cipru le-a luat din banii din bancă, ceea ce se cheamă o tunsoare, le-a făcut un haircut. Deci el avea atâția bani, 10% hârști. Repede la mine, fug. A fost o taxă de solidaritate făcută odată în viață, sigur, până se schimbă Dar că a regimul. fost făcută de Ce? duminică noaptea, adică asta bănci se deschideau a doua zi și Parlamentul s-a întrunit ca să dea legea repede. Deci, Duminica ca parlamentari ideea e că chiar. absolut tot ceea ce am spus până acum nu e SF. S-au întâmplat pe bucăți. La fine, s-a întâmplat săptămâna trecută în România. Banii ăia dați cu 50 de euro pentru pensionarii care au, sau familiile defavorizate care au anumite, ca să se încadrează în niște limite, Așa. 50 de euro, atât la două sau ceva de genul Ok. ăsta, sunt dați printr-un card. Deci poștași au dus cardurile la persoanele respective, Da. sunt puși pe card banii respectivi și banii aia nu pot fi cheltuiți decât pe produse de bază, care sunt pe lista guvernului. Da. Nu poți să faci și fric, am bani, gata, mă duc Da, și păi îi dau, chestia nu? asta e același lucru. Seamănă un Bon de pic cu bază. bonul, cu cardurile de Bonurile, bonuri de da. Bon masă sau cu electronic. bonuri de bani în Ideea este că vacanță, da. cu bonurile alea, când te duceai la Cora, de exemplu, mai puteai să mai iei pe ceva dacă te înțelegeai cu vânzătoarea. De exemplu, tutun. Cum s-a zis? Da. Pe când acum, fiind pe card,
te înțelegi cu vânzător. Nu prea poți să te înțelegi cu vânzător, dacă iese... Da, 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 da. Este bunul și asociat unei tranzacții. Și ideea asta a trecerii spre o economie fără cash, da? Pe nicăieri n-a intrat așa din prima și cu... Nu, dar uite, și în România se folosește acum mult mai puțin cash decât acum 5 ani de zile. Da. Și noi folosim mult mai puțin cash decât acum 5 ani de zile. Și lumea povestește chestia asta de aproape peste toată lumea. Deci inclusiv în Anglia, da? La mama ei, care nu mai e, nu e, care nu e așa. În ultimii 3-4 ani post-Brexit s-a accelerat introducerea cardurilor, ceva de speriat. Deci e lume care... Și în Germania, da, nemții care sunt nemții, poporul din Europa care este cel mai atașat de cash. Deci da, da. Dacă în Germania se renunță la cash, nimeni din Europa nu o să mai... Deci ei erau, nu știu, poate pe considerente istorice, cei mai atașați de cash din toată Europa, da? Și acolo a început să avanseze foarte puternic acum. E încă în urmă altor țări vecinelor, dar